Bine, v-am regăsit la Constanța TV. Întream și negru este emisiunea. Emil Tatu sunt eu. It's on Constanța sau it's că Constanța. Facem prima ediție de tricou special la Constanța TV. Constanța it's one. Cum ar fi spus uh, domnul Puteanu. Îl facem ca doi invitatului meu de astăzi și pentru că nu-l avem în față pe domnul primar Virgil care tot refuză să vină în emisiunea asta, o să-i pun invitatului meu o întrebare grea. Rămâneți alături de mine, lângă generic, după generic de fapt mai întâmplă și așa ceva, a și cu cine stau de vorbă. Corina Martin, de ce nu-ți dai demisia? De unde? Nu știu. Răspuns. Dacă, dacă nu avem, n avem prima Am mai în auzit întrebarea asta, dar acum câțiva Toată lumea e. vrea să afle treaba asta de la orice invitat care are o funcție oriunde. Toată lumea vrea să întrebe de ce nu-ți dai demisia și pentru că astăzi avem o știre foarte importantă. Domnul primar Vigil Ghețac este suspect, se pare, într-un dosar la DNA. Sigur, pe buzele tuturor este exact întrebarea asta. De ce nu-ți dai demisia, Corina Martin? Bine la Constanța TV, a doua oară. Mulțumesc pentru invitație, a doua oară, într-adevăr. Emil Mihail, tatu Trentea. Mulțumesc mult, Constanța TV. Așadar... De ce nu-ți dai demisia? Întreb din nou. De unde? Ce, func ce, func ce, ce funcții mai ai tu, Corina, în momentul da, ăsta? N-am avut niciodată, niciodată, o poziție publică care să fie uh, în fruntea unei instituții a statului român, a unei autorități a statului român, nicio poziție vreodată plătită din bani publici, exclusiv o agenție de turism, din totdeauna, așa cum au aflat și constanțenii ceva mai târziu, pentru că foarte mulți ani n-am vorbit niciodată despre asta. În schimb, am deținut toate pozițiile posibile ca președinte de cel mai mare patronat național din turism, ANAT, maxim permis de statut, deci de două ori președinte, 2009-2013, Președinte Federația Națională a tuturor asociațiilor de promovare a turismului din România, altfel spus toate asociațiile litoral, dar din toate județele, federație înființată de mine și timp de 5 mandate consecutive președinte, adică 10 ani, și, desigur, președintele celui mai puternic OMD care a existat vreodată și există în România, din păcate nu mai există la Constanța. Asociația Litoral Delta Dunării. Timp de, de 10 ce am ani... murit Asociația asta Litoral Delta Dunării. Înțeleg asta și răspunsul tău um, da. răspunde cumva la întrebarea pe care și au pus-o mulți în ultima perioadă. Ce mai vrea Corina Martin? Și ai spus ce vrei? Vrei în continuare să faci turism, din toate funcțiile posibile cum spui tu, din toate pozițiile posibile. Da. Um, de ce muri Litoral Delta Dunării? Hai să continui ca să încheiem răspunsul okay. la prima întrebare președinte de onoare în acest moment, de la înființare și de altfel inițiator și fondator al Asociației Patronale Resto Constanța. Locomotivă în același timp al Asociației Constanța, Resto Constanța. Absolut. A devenit deja, în doar un an de la înființare, a doua asociație din Horeca, din România, ca mărime. După Asociația Hora de la București, suntem cea mai puternică asociație. Fulminant, da? De 120 de membri în acest moment. Este foarte mult pentru o Asociație patronală. La nivel de Constanță există asociații patronale din Horeca mai mari sau care să se apropie de mărimea restului. Suntem momentul a doua asta? din România. A doua Atenție, din România. a doua din România. Încă o dată spun. Ca reprezentativitate și ca număr de membri. Deci a doua din România. După ați, început la un, ați început ca un peștișor mic, acum sunteți un rechin Am foarte mare. Am început cu 20 de fondatori. Am anunțat de altfel și în campania mea electorală că voi face asta pentru că exista o asociație patronală și există și acum hotelieră în Mamaia, o știm foarte bine de, de câțiva ani. Există asociația patronală ANAT, a agenților de turism. La Constanța nu are personalitate juridică pentru că așa funcționăm noi patronatul ANAT, dar nu exista nicio asociație pe, acest, pe această nișă, da? alimentație publică, organizatori de evenimente, furnizori, distribuitori, producători, crame, restaurante, bișbaruri și așa mai departe. Așadar, Sunteți cumva pe diviziunea muncii separat, hotelurile. Exact, era, au patronatul eu am identificat lor, aici restaurantele, cafenelele au pardon, Am patronatul identificat lor. un gol. Um, și acest gol, desigur, că a trânat, să spun așa, și a apăsat foarte mult în momentul în care pandemia a lovit exact această industrie. Trebuia o voce care să unească și pe acești operatori, care, de fapt, au rămas pe cont propriu. Nu există nicio entitate patronală care să coaguleze această voce și era evident că ai nevoie să fii partener de dialog cu guvernul, ai nevoie să fii partener de dialog cu autoritățile locale, astfel încât vocea acestor operatori să fie auzită. Și a fost auzită până acum. Și a da? fost auzită până acum. Și a fost auzită până acum. Asta am făcut. E un sindicat al patronilor, de fapt, ca să înțelegă da, toată lumea. E, e un exact. sindicat asociație al Asociație patronală, sigur, a patronilor. Hai să întoarcem. Hai să ne, întoarcem, în hai să ne da. întoarcem la. Da, e incorect spus sindicat al patronilor. Hai să ne întoarcem la întrebarea asta ca să lămurim lucrurile. De ce a murit Asociația Litoral de Tadu? Păi Dunei... ar trebui întrebat președintele pe mandatul căruia s-a închis această asociație. Pe mandatul meu nu s-ar fi întâmplat niciodată acest lucru. Niciodată. Pentru mine, Asociația Litorală a fost într-un fel al patrulea copil al meu. De altfel, într-un moment în care am rămas în viață fără nimic, mi-am găsit, de fapt, da, această misiune. A fost cea mai puternică organizație de acest fel din România. Noi am făcut pionierat, nimeni la acel moment dintre organizațiile din turism sau dintre asociațiile patronale din orice industrie, nu a administrat vreodată o taxă publică până la noi. Ceea ce Ai spune noi? că a fost bine am administrată taxa asta absolut. de asociație rituală de Dunării? lucru dovedit de Curtea de conturi la controlul care a venit la un moment dat pentru a analiza de fapt cum a fost utilizat, cum au fost utilizate fondurile de la Consiliul Județean Constanța. Consiliul Județean Constanța era vizat, de altfel. Și uh, 29 de asociații, fundații și cluburi sportive am fost verificați. Uh, Curtea de conturi a venit în biroul nostru la Asociația altora mai exact la mine. Pentru o lună de verificare și mai exact pentru a verifica un an de utilizare a fondurilor publice. Iar eu i-am rugat să, să verifice toți Tot. cei patru ani și de la primăria Constanța, adică taxa de promovare Mamaia Sat Vacanță și de la Consiliul Gețean, tema cu care de fapt se denunță. Ce a spus Curtea de Conturi la finalul? Curtea de Conturi a lăsat un raport pe 17 pagini absolut curat, fără nicio sancțiune. De ce nu l-ai făcut public niciodată? De ce nu l-ai făcut public niciodată raportul ăsta? Eu am uh, răspuns public ori de câte ori am fost întrebată. Nu, eu nu, nu mai eram președintele asta, asociației. El, de ce editorial. nu e public? Eu nu mai eram președintele deci asociației. Deci nu editorial. puteai tu să-l faci public. Normal? Să spunem totuși, să luăm puțin în urmă. Mai întreba de ce nu mai există asociație. Fost, a fost aruncată multă vină în spatele tău pentru asociația. Da, și de eu mi-am dus-o. Că... Mi dus exact. Pentru că, încă o dată, uh, eu nu sunt omul care să iasă. Eu sunt un om de promovare. Am mai spus-o. Un om de promovare a unei destinații și a unei țări, turistic vorbind, uh -huh, turistic vorbind uh -huh. nu face mizerie, scandal, bălci. Eu sunt un om care și în viața privată a dovedit că a tăcut. Uh, pentru că mi-am dus cu eleganță toate aceste lupte, mi-am încasat, să spun așa, toate rele, bune, înțelese, neînțelese. Și poate că te gândești că nu există publicitate negativă, de fapt. Exact, este adevărat. Eu am uh, căutat să dovedesc prin muncă. Rezultatele mele în continuare au dovedit. Uh, din moment ce Curtea de Conturi a lăsat un asemenea control, un asemenea raport și practic nu s-a întâmplat nimic după acest raport, dar din păcate, doi ani mai târziu, Primăria Constanța a dorit să schimbe conducerea Asociației Litorale la următoarele alegeri, așa s-a întâmplat de fapt, Primăria Constanța a dorit să devină președinte la Asociația Litoral Delta Dunării Sub Iar Decebal Făgădău primar Sub Decebal okay. primar cu domnul primar Decebal Făgădău în biroul nostru la Asociația Litoral în adunare generală În acel moment eu m-am dat la o parte și am spus de aici noi nu ieșim cu primăria Constanța președinte Asociația Litoral Poate să preia oricine președinția dar ANAT rămâne președinte sau oricare dintre membrii, adică partea privată da? Dar în momentul ăla, tu spui că ai plecat din tot ce înseamnă Asociația nu, de Delta nu, nu. Dunării. Uh, nu am plecat. Deci eu ai reprezentam ANAT. Eu n-am fost niciodată membru ca persoană. Toți cei care au scris de-a lungul timpului, Corina Martin n-a fost membru niciodată. Corina Martin n-a votat ea. Eu am reprezentat cel mai mare patronat care a inițiat această asociație, care a condus această asociație prin votul exprimat de toți membrii. ANAT a fost președinte. Dacă însă nu se mai dorea atunci Corina Martin, am cedat reprezentarea din partea ANAT unui alt coleg, deja uh, prezentat, să zic așa, de domnul primar în acea adunare generală. Așadar, ANAT am vrut să rămână președinte și așa s-a întâmplat, cu prețul pe care vi l-am spus. Ok. Da? Asta a fost. Să spunem că pe urmă ne-am trezit și am aflat, cu mare părere de rău, cu o suferință pentru mine, că tot ceea ce am construit în 10 ani, Că tot ceea ce am dovedit noi în 10 ani, când repet, nimeni nu introdusese o taxă publică administrată de o asociație, ceea ce noi am făcut. Și dacă a spus Curtea de Conturi că a fost bine ceea ce am făcut, deși nu exista fundament legislativ la acel moment suficient, și dacă fiecare leu și 0 lei, 0-10 bani au fost verificați. Și totul a arătat că s-au cheltuit exact conform destinației acelor bani, pentru că noi am administrat bani publici. Uite, vezi, asta e informație nouă. Asta e informație nouă, pentru că... că nu se știe, eu am scris-o fel și chip, eu nu mă puteam duce la o tribună... Sunt entități de presă care vorbesc despre un milion de euro care nu știe ce s-a întâmplat cu el la Asociația Electorală de Nici măcar 0-10 bani nu există care să nu se știe în acest moment și să nu se fi știut atunci de către Curtea de Conturi. Raportul ăsta al Curții de, de Conturi ar trebui făcut public. Ori nu. Încă ceva. Curtea de... Deci noi eram obligați, ca orice entitate care utilizează bani publici, să raportăm Curții de Conturi la fiecare șase luni fiecare cheltuială. Imaginează-ți, Emil, că atâta timp cât noi am utilizat bani publici, toate aceste rapoarte la șase luni au plecat la Curtea de Conturi. Niciodată deci, n-a existat... Astea nu sunt cunoscute. Păi, da, mie îmi pare rău că sunt lucruri pentru mine. știi, dată Eu sunt trecutul, un profesionist. Eu sunt niște versuri într-o melodie da. nouă uh, a celor de la The Motans. Bricheta e pentru țigări și trecut. Că toată trecutul e bine să mai fie și lămurit. Ha? Da, este adevărat. acum uh, Înainte știți, să folosești bricheta. Eu pe am trecut, înțeles că era un context în care numele Martin nu mai, nu mai era dorit. Eu am înțeles acest lucru. Uh -huh. da. Și atunci. După, pentru mine, 17 ani de muncă, exclusiv uh, la conducerea, repet, nimeni, nimeni din turismul românesc nu a reușit ca în același timp să dețină președinție de patronat național, federație națională și OMD regional, două, două județe. Nimeni n-a făcut asta. Eu am muncit timp în care am pierdut tot ce aveam. Uh, a, a fost momentul în care mi-am spus, poate că trebuie ca și alții să poată dovedi ceea ce pot face ei. Și... Dacă s-a dorit uh, să nu mai fiu eu președintele acestei asociații și repet Anat era președinte, da? Deci eu am, eu am sacrificat, m-am sacrificat pe mine Da, pentru dar te identificai a... cu funcția, erai erai da, pe tu prin imaginea votul și funcția patronatului da. nostru național. Deci uh, patronatul Anat vota la nivel național cine reprezentantul său în Asociația Litoral, în Asociația Prahova, în Asociația Gorș sau în Asociația Timiș deci, așa funcționează lucrurile, da? Eu nu eram acolo de capul meu, ca să fim sinceri. Bun, mă întorc. Eu sunt omul care, la momentul acela, când trebuie și când simt eu că este nevoie, mă dau frumos la o parte și las și pe ceilalți să dovedească ce pot face. Din păcate, istoria a dovedit că nu s-a pus nimic în loc. Okay. Aceasta este de fapt cea mai mare greșeală de func... Cei care au dorit de fapt Să refacă o altfel de asociație Să fie altfel Să o facem de la capăt N-au făcut-o De ce? N-a putut nimeni să facă ce am făcut eu Atât s-a putut, ar spune poetul putut. Hai da. să venim în prezent, te rog da. Spui că nu s-a dorit într-un context Corina Martin În 2022, mai iunie Discuții despre un om de Constanța Mamaia în 2021, început 2021 2021. Da. Se dorește Corina Martin. Um, Corina Martin este un uh, profesionist în industria sa pe care nu îl poate contesta niciun om politic. Pentru că, curaj eu să nu te vorbesc, conteste? Uh, oricine ar îndrăzni să mă conteste pe rezultatele mele, uh, pe profesia mea, pe cariera mea, pe activitatea mea, nu are cum să câștige în fața mea. Și mi-asum ceea ce spun, exclus acest lucru. Sunt ai o poziție, sigură pe ai o poziție de forță. În momentul ăsta se, poartă, se poartă negocieri da. la nivelul primăriei, cel da. puțin la nivelul primăriei, da. cu privire la această organizație, management de destinație, da. înseamnă OMD, nu? Da. Adică această organizație va. De fapt, care e miza OMD-ului? Astăzi îți spun, Emil, a plecat deja spre avizare, după ce s-a încheiat etapa de dezbatere publică. Textul care va însemna modificarea ordonanței 58, prin care, în sfârșit, s-a înființat. Și în legislație omd ure, De ce? Ceea ce a făcut Asociația Litoral nu era legiferat nicăieri. Ceea ce am făcut cu celelalte asociații pe care le-am înființat în alte județe nu apărea legislativ nicăieri. Dar noi, multe asociații, cheltuiam bani publici, ale Consiliilor Județene, ale primărilor noastre. Deci ce a făcut Asociația Litoral, atenție, nu este un model singular. Noi am făcut asta în restul țării. Okay. Bun. Suntem însă singura asociație care utiliza și introdusese o taxă de promovare, publică, care era alocată apoi sub formă de cotizație, atenție, către Asociația Litoral. Bun. Um, în acest moment însă, am ajuns ca în sfârșit, în legislație, să fie introdus termenul care spune că, da, poate să facă o autoritate, un UAT parteneriat public-privat cu entități private, asociații patronale sau plătitori de taxe și impozite din destinație, pentru ce? Pentru promovarea și dezvoltarea destinației respective. Asta se deci face în lupta, momentul acesta în Constanța. Exact. Înțeleg. Lupta federației noastre, pe care eu am condus-o 10 ani, a reușit acum 3 ani. Și anume, domnule, trebuie să apărăm clar, să nu mai vină vreun control de curte de conturi, să nu, se, să nu aibă suportul legislativ, okay. pentru că noi am trecut noi am făcut repet pionierat. Ca să nu lucrați în ceață ca exact. să aveți totul foarte bine Bun. reglementat Bun, însă din păcate atunci când a ieșit ordonanța respectivă pe mandatul uh, ministrului Mircea Dobre, dacă nu mă înșel acum uh, textul n-a ieșit chiar în favoarea uh, operatorilor privați. De ce? Primăriile, de exemplu, aveau drept de veto. Uh, Primăriile au 50% din uh, vot indiferent de câți membrii sunt în restul organizației. Și nu e normal să fie așa, având în vedere că timp, banii vin de la primărie? Banii sunt colectați de primărie. Taxa de promovare mai Sat Vacanță, pe care am introdus-o și despre care pot să vorbesc în orice moment, de la punctul zero, pentru că mi-a aparținut ideea și mi-a luat trei ani să reușesc să o introduc. Okay. Această taxă este plătită exclusiv de operatorii economici care au activitate Sedii sociale sau puncte de lucru în stațiunea Mamaia și în sat vacanță, niciun Constanțean nu plătește această taxă. Constanțeanul nu suportă, de când am înființat această taxă, niciun leu pentru promovarea stațiunii Mamaia. Eu reușind astfel să explic primarilor și primarului de la acel moment că nu va mai trebui să cheltuiască din bugetul Constanței pentru nevoile de promovare ale stațiunii Mamaia. Bun, dar eu te întreb altceva. De ce e nevoie să introduceți primăria în circuitul ăsta al banilor, dacă banii Pentru vin de la operatorii economici? Pentru că banii colectați de primărie. Bun. Dar operatorii economici n-ar putea să cotizeze pur și simplu într-o asociație nu. care să-i promoveze nu. direct. Exact e nevoie așa l-am convins atunci primăria... pe primarul de la acel moment, spunându-i Că oricâte asociații litorale o să mai facem noi, de bună voie și nesiliți de nimeni, doar înțelegând ce le spune Corina Martin sau un domn Bucovală sau un alt domn sau o altă doamnă, operatorii nu vor uh, participa la promovare. Știm foarte bine că românul preferă mai degrabă să facă alții, să dea alții și dacă pot să beneficiez și eu. Și e bine, spui da? tu că e mai bine să forțăm toți operatorii să plătească taxă pentru ca mai apoi OMD-ul să spun vină așa, să administreze bani. Toate banii. taxele plătite de operatorii din turism din această țară care se colectează la primăria Sinaia, Constanța, nu știu, Suceava, Oradea, aceste taxe trebuie cheltuite împreună cu reprezentanții operatorilor Horeca din acea destinație. Hotelieri, agenții de turism, restaurante, etc. Despre asta e vorba. Vrem să smulgem altfel spus banii aceștia din decizia politică a unui primar, la fel cum ne luptăm și la uh, minister. Banii de promovare a destinației turistice în România nu mai trebuie să fie deciși unde, cum se cheltuiesc de către un ministru. Nu de către un partid, oricare ar fi el la guvernare, nici nu ne interesează culoarea politică, ci de către industrie împreună cu autoritatea locală, județeană, regională, că o să vedeți că vorbim și despre da. un, un OMD regional, și, bineînțeles, împreună cu Ministerul. Despre asta vorbim acum. Bun. Oamenii din patronat spun așa, banii sunt ai noștri, voi exact. colectați, trebuie Noi să decidem împreună. Noi plătim această taxă și e normal să decidem împreună cu UAT, Primăria Constanța, oricare primărie vorbim acum, și în sfârșit am reușit, după o luptă repede, ani de zile la Federație, pe care am condus-o 10 ani, acest lucru. De când nu s-au mai cheltuit banii ăștia strânși din taxa de, de promovare. De când nu mai este asociația Litoral pentru că atunci când s-a introdus această taxă, în mod inteligent s-a adoptat o a doua hotărâre simultan în Consiliul Local Constanța, și anume banii ce vor fi colectați, fondurile ce vor fi colectate da. din taxa de promovare mamaia sat vacanță, de către Primăria Constanța prin serviciul Spit Constanța, vor fi alocați în proporție de 80%, așa s-a hotărât atunci, pentru că noi am explicat primarului că pot rămâne 20% din ei, adică noi plătim. 20% puteți să cheltuiți dumneavoastră primăria, dar atenție, este o taxă cu destinație specială, deci nu mai pentru... zona de turii. Numai pentru... Bun. Adică de acolo își finanța primăria alte evenimente proprii ale lor, pe care le știm foarte bine. Ne amintim, okay. da? De anii aceia. Bun. bun. Noi ne-am ocupat însă de lucrurile profesioniste. Filme de promovare oficială, că nu aveam nimic. Lasă trecutul. Broșuri. Știm foarte bine Lasă de ce trecutul. am ocupat. Hai să vedem da? în prezent. Bun. Câți bani s-au strâns? Dorg. Estimarea noastră, cu care eu m-am dus la primarul Chițac la o lună după ce a fost ales, ca să explic că există o asemenea taxă, ca să explic că nu mai există nicio entitate și că nu va putea cheltui acești bani, decât în, decât în forma care deja este legiferată între timp, banii aceștia în estimarea noastră se duc undeva, așa cum am spus și domnul viceprimar Ionuț Rusu, săptămâna trecută, la 4 milioane de euro. Gata, da, am găsit miza. Ați Aici e miza omd Ați înțeles. Asta e miza 4 deci, milioane de euro în jur din bani. De 500 de 500.000 de euro apreciez eu că se colectează anual din această taxă. Numără manii. Lipsă. Da. Da? Vă dați seama acum de ce Constanța și nici județul de altfel, dar ne întoarcem la Constanța și Mamaia, nu au mai avut niciun eveniment în, în stațiunea Mamaia. Nu a mai avut niciun fel de promovare, nu a mai putut participa nimeni la niciun târg, s-au terminat de mult materiale de promovare făcute de Asociația Litoral Delta Dunării, și suntem în jenanta situație. Hai să ne întoarcem la 2019, jenanta situație, să nu avem nici măcar o broșură de o pagină care să vorbească despre Mamaia. Dar nu și mamaia să nu, mai avem companie aeriană, scuze, din toate companiile aeriene pe, aeriene pe, care Asociația Litoral, pe contracte încheiate de Asociația Litoral, a adus. Nu avem companie aeriene la Constanța, punct. Din Constanța nu prea poți să pleci mai nicăieri. Tocmai din nici în Europa, pe care nici în țară. și asta, sunt, asta, e cu mare deosebire față de celelalte aeroporturi din țară. Nu știu ce are Constanța, e o gaură neagră în aeroportul ăla că nu reușim să aducem curse, nici interne, nici internaționale. Este simplu, Dar întrebarea mea vin acolo unde sunt atrase prin contracte de promovare. Mă repet, sau unde există încheiate cerere. doar de Asociația Litoral Delta Sau unde există cerere, mă gândesc că totuși și cererea ar trebui să dicteze prezența unor companii aeriene. Nu colcă e mamaia deja de turiști? Mai e nevoie de promovare? Nu e Absolut. arhi cunoscută Mamaia? Mamaia acolo e de turiști o lună. Da? Uh, operatorii din Horeca nu pot trăi uh, dintr o lună de operare în care să aibă și profit, să acopere eventual și pierderile ultimilor doi ani, să le mai cerem să aibă și tarife mici, cât mai mici, că nu e așa ce scump e la Mamaia ca la Santrope, da? Să-și să păstreze e... și personalul, să aibă și salarii decente personalul acela, așa cum le cerem noi operatorilor din Horeca, din moment ce, repet, nu umplem capetele de sezon cu ceartăre cu turiști nordici, cu turiști care să-și permită să vină și în luna mai. Turiști nordici care la, în luna mai la 20 de grade ar spune că e canicula. Exact, despre Am asta înțeleg, vorbesc. Okay, despre asta vorba. Cunoaște cineva destinația Mamaia? Cunoaște cineva litoralul românesc? Știm foarte bine cât de jos a ajuns promovarea noastră față de litoralul bulgăresc pentru că acolo s-au investit bani, pentru că acolo a fost un plan strategic al tur operatorilor germani. s investit bani, dar nu numai în promovare, că una e să promovezi, să ai tigru, promovare să ai, și să și gardul pe afară. Întotdeauna vor merge împreună. Promovare și dezvoltare. Da? Da. Noi chiar dacă am avea dezvoltarea, s-au dezvoltat da, Ansambluri rezidențiale, știm foarte bine, capacități noi de, de cazare, nu Ansamblul avem niciun fel de promovare. Rezidențiale nu sunt capacități de cazare. Și aici da, avem o problemă. O avem discuție. apartamente de vacanță, da. nu avem apart hoteluri, nu avem hoteluri noi. Avem Depinde multe... De clasificare, știm bine. Avem multe unități locative care sunt în ceață. Sunt ori la negru, sunt ori la gri. Foarte Încearcă anaf în momentul ăsta. S-ar putea ca da. la da. momentul ăsta Mamaia... Și o mamaia... concurență neloială pentru operatorii care sunt autorizați și clasificați. Știm mamaia și Mamaia Nord în de momentul ăsta cred că au mai multe locuri de cazare între ghilimele decât cele oficiale și clasificate. Este foarte posibil. În același timp, partea bună, beneficiul, pentru că există și partea bună, este că a crescut numărul locurilor de cazare în Mamaia și Mamaia Nord. În ce fel? Mamaia a avut o moștenire foarte grea, foarte mulți ani. Două stele, trei stele. Două stele, trei stele. Aceste structuri au ridicat confortul, standardul, da, un fel de Miami amestecat, bine, la o altă scară, evident, mm -hmm. însă au adus acest beneficiu, repet, au oferit alternativă față de hotelurile de două și de trei stele. Da? Nu mai era nici foarte mult loc să construiești în Miami pe partea mării, știm foarte bine, și atunci lacul a fost o alternativă care, să fim ținți, repet, a adus foarte mulți turiști în stațiune. Dar nu în hoteluri. Dar nu în hoteluri, evident. Cum fiscalizăm... Ateste cel mai spazi, mult, se bucură, cel mult se bucură Horeca pentru prezența turiștilor, pentru că, da, turiștii trebuie să mănânce și să bea. Nu numai Horeca, uh, turiștii aceștia lasă bani în destinație. Faptul că merg la telegondolă sau la delfinariu sau consumă o iată în restaurante, așa cum bine ai spus, în Portul Tomi sau unde vrem, în Constanța, sau da, merg și la muzee, nu știu, deci lasă bani în destinație. Pe scurt, cam asta e expresia pe care noi o folosim. Dacă nu ai această, acest grad mare de ocupare, practic, evident veniturile, inclusiv ale bugetului local al primăriei Constanța, de evident, scad. Este clar. Cum sunt negocierile în momentul ăsta pentru conducerea înțeleg Că acolo e problema. Da, de fapt, foarte... îmi spunea... Îmi spunea domnul Mândilă săptămâna trecută faptul că acolo e, de fapt, problema cu uh, operaționalizarea OMD-ului Constanța Mamaia, pentru că nu reușiți să vă înțelegeți da, cine să cedat. gestioneze este cei simplu. 4 milioane de euro. Nu am cedat. Noi înțelegem că primăria uh, va avea 50% din voturi. Până aici, e simplu. Așa a rămas și textul. Astăzi spuneam că a plecat pe circuitul de avizare, deci s-a încheiat dezbaterea publică. Am scos dreptul, am reușit să eliminăm dreptul de veto al primărilor, dar a rămas acest 50% putere de vot. Restul de 50% se compune din asociațiile patronale, în funcție de mărimea lor, adică okay. numărul de membri al patronatelor, sunt trei patronate în acest moment, numărul de membri dictează puterea de vot. Matematic, se face un calcul, așa este în ordonanță. Oricine se aliază da? cu primăria, are majoritate de principiu. Dacă da? primăria cine are 50, cu primăria, orice da, un corect, vot da. și atunci, peste al primăriei, și atunci, cine este important? Consiliul director, cel no, care ia deciziile. Adică... Important e Balamau. Da, important e Balamau. Consiliul director este cel care conduce... Cine e Balamaua? Lasă teoria. Cine, Lasă teoria. E Balamau, da. cine e Balamau în momentul ăsta? Cine Bun. este aliatul primăriei Constanța în momentul ăsta în negocierile privind conducerea OMD-ului? Păi Constanța. hai să facem așa. Dacă hai. timp de un an nu ne-am înțeles cu primăria Constanța și eu, Corina Martin, am fost cea care... Uh, pot să spun că am fost cuiul lui pele acolo și am uh -huh. blocat... Aceste negocieri pentru că ele nu mergeau în, în favoarea operatorilor privați. Da? Uh, și atunci eu am știut foarte bine, evident, ca președinte de federație, evident, că știam exact ce să spun, unde să spun, unde să fiu atentă, la ce virgulă să, da, să urmăresc okay. textul de, de statut și de draft, mai exact, de statut și a constitutiv al OMD-ului. Este o asociație, de fapt, ca să înțelegem. Da. Bun. Și atunci nu am cedat la foarte multe dintre aceste aspecte, chiar dacă ni s-au oferit poziții de vicepreședințe. Deci, aici este vorba, până la urmă, de cum vor fi cheltuiți acești bani. Noi nu putem exact. lăsa, ca în Consiliul Director care ia deciziile, patru voturi din șapte să aparțină primăriei Constanța. De ce nu puteți lăsa asta? Este nu simplu. aveți încredere în voturile primăriei. Evident că primărie? nu avem încredere. De ce? Pentru că primăria nu are specialiști. Cu toate astea, vă așezați la aceeași masă, dar nu aveți încredere în ei. Adică. Pentru ce? Păi, uh, tu, de exemplu, Corina Martin, da. te-ai mai asocia cu o primărie în care n-ai încredere și despre care spuneai la un moment dat chiar într-un comentariu la emisiunea de-a mea că e dominată de aroganță această administrație. Da, zic și acum. Și acest totuși lucru. E o administrație zic cu care acum. tu vrei să te asociezi în acest OMD? Uh, acum este dominată de aroganță. Avem, da, un primar ales, avem un city manager instalat acolo. Bine avem că, că nu discuți local. cu ei despre OMD. Potim. Bine că nu discuți cu ei despre OMD, Înțeleg că ei ar fi exponenții aroganței și discut cu Ionut Rusu care n-ar fi atât de aroganță. Nu, nu, noi alegem cu cine să. Da, așa este persoana mandatată în acest moment uh -huh. de primăria Constanța pentru negocieri. Negocierile s-au reluat acum o săptămână, de altfel, da? De ce s-au reluat acum o săptămână? Pentru că, repet, anul trecut noi nu am cedat la mai multe puncte. Ne-am unit forțele cu patronatul hotelier Mamaia, condus de domnul Bucovală. Da. Am făcut noi pace, evident, pentru a ne susține. Uh, punctele de vedere. Dar nu aveți majoritate. Uh, Ai spus evident că, că ne batem, de fapt, pe un post, pe un loc în Consiliul de Ai spus director. că sunteți trei. Da. Am înțeles Corina Martin, am înțeles domnul Bucovală, Asociația Patronală Mamaia A mai apărut un patronat. Cine este al treilea? Ca să nu arăt cu al deget că deja eram, da. Păi, uh, mai pe scurt este așa. La negocierile de anul trecut, noi vedeam că suntem invitați, uh, patronat, cele două patronate, uh -huh. și operatori privați un hotel, e ca un restaurant. Acel, ca în cântecelul pentru copii, a mai venit un elefant. Da. Noi Că am o întrebat de, de, de mai Angea. multe ori pe domnul Mândilă chiar. Da. De ce acei operatori și nu și alții? Răspunsul era, pe, trebuie să avem și operatori privați. scrie chiar în textul ordonanței. Bun, dar de ce ei și nu și alții? Ați dat un anunț în care se poate înscrie oricine? Să se invite Poate vine toți și agenția mea de sau altul, un alt hotel. sau. Ok. Uh, bun. Era limpede că erau doriți. Deci, nu a existat o transparență din partea primăriei cu privire la cei care au fost invitați să participe la negocieri. Noi nu puteam să refuzăm să participăm la o invitație, Cine pentru că erau? Pe noi ne interesează. Cine erau operatorii ăștia de noi. economice? Poate ne sună cunoscut numele. Uh, anumite hoteluri sunt publice aceste date. Sunt publice, Emil, pentru că noi am aflat din ziar că s-a înființat okay. un patronat și mirarea noastră a fost că exact acei agenți economici împotriva cărora noi ne-am opus repetat. Spunând că nu poți da aceeași putere de vot unui hotel cu puterea de vot pe care o are Resto, care vine cu 120 de membri. Corect ce spun? Ați reglementat asta în statut? Puterea păi, de păi vot. Noi aici e ne certam pe aceste decertați. reglementări Și din acum? statut. De aceea înțelegem că a apărut acest patronat. Pentru că, sigur, era evident că varianta cea mai simplă, dacă tot nu ne-am înțeles, era ca ei să formeze un patronat. Cine conduce patronatul putem... ăsta? Um, un um, operator, un restaurant, de fapt, din Mamaia, domnul Sebastian Puznavă, cred că numele persoanelor mai puțin contează până la urmă și nu ne putem opune noi, vreau să fie foarte bine înțeleasă, cum i-am spus și domnul Ionuț Rusu săptămâna trecută la discuții, pentru că s-au reluat aceste discuții, domnul Ionuț Rusu este un om de dialog, atenție, da? Și i am explicat foarte clar, noi nu ne putem opune să mai apară două, patru, nate trei, asta este imposibil. Suntem foarte conștienți și realiști, da? Însă, repet, dacă tot depinde puterea de vot de numărul de membri, ne măsurăm forțele, ieșim transparent. Ca atare, săptămâna trecută am fost invitați în scris de primăria Constanța să ne prezentăm listele de membri toate cele trei patronate. Nu ți ascund că a fost Voi o aveți cea dezbatere. mai lungă. Da, o Voi aveți lista și lista la noi, cea dacă mai să lungă. Să dăm lista sau nu. A voastră da? e cea mai lungă. Sunt convinsă. Și Vom vedea marți, dar sunt convinsă de asta. A niciodată. patronatului Mamaia e puțin mai scurtă da? și patronatul ăsta al treilea, Bala Mawa, e înțeleg. e cea mai mică și da, așa este. flască. Așa Bun. este. Înțeleg că acest al treilea patronat e Balamaua primăriei, este cea care va înclina voturile pe, în noi adunarea generală. Noi ne putem generală. aștepta la orice pentru că, repet, am văzut afinități, desigur. Eu nu pot acum să fac o acuzație pentru că noi nu ne-am asociat încă ca să fi luat prima decizie sau să trebuiască să luăm prima decizie și să vedem cum se votează. Când o să luați prima decizie? După ce se constituie acest OMD. Dacă, o dacă noi restul vom dori totuși să facem parte din acest OMD pentru că am spus-o și o voi spune. Eu, cea care până una alta sunt în țara asta, omul care are cea mai mare experiență pe acest subiect, eu nu voi permite, cel puțin în numele Resto și te asigur că eu voi fi persoana mandatată de Resto. De altfel, eu sunt persoana mandatată de întreaga noastră federație la nivel național pe uh, grupul acesta de lucru OMD-uri la minister. Eu, cel puțin, nu voi permite să votăm ceva care contravine da? sau încalcă prevederile legislative. Puteți voi să fiți, voi Resto, care sunteți cu lista cea mai lungă, să fiți ignorați la constituirea acestui da, OMD? Da, putem. Crezi că s-ar putea întâmpla asta la un moment dat, dacă forțați prea tare nota eu și cereți prea mult? Eu cred că cine se gândește să facă asta iese în afara unei realități de bun simț și de decență. Cred că Asociația Patronală Resto Constanța, repet, a doua din țară la acest moment, a dovedit din plin ceea ce face. Dacă nu ne-ați văzut, văzut luându-ne de Guler să zic așa, prin presă, sau, mă rog, ieșind, nu știu, la un nivel mai. Da? Asta nu înseamnă că nu ne urmărim foarte atent obiectivele. Ați avut și și de o parte și de cealaltă. Ați da, fost că noi căutăm ba laudativi la adresa primăriei. Dă-mi un exemplu când am fost laudativi. Nu știu să-ți dau în momentul ăsta, dar ați, e, avut și cuvinte, ați avut și cuvinte frumoase pentru primărie. N-am în momentul. ăsta. eu asta. când. În momentul în care au fost în sfârșit emise autorizațiile pentru operatorii din Portomis da. Pentru că am știut ce să cerem și cum să cerem primăriei Constanța Și n-am lăsat loc de alternativă Și din momentul în care, totuși, autorizații au ieșit A trebuit să spunem și să explicăm primăriei că a făcut ce trebuie Acest comentariu pe care l-am făcut în, în, în comunicatul de presă Eu fac toate comunicatele de presă, deci pot să spun clar cum am, okay. cum am spus Comentariul pe care l-am făcut nu era o laudă era un cuvânt de apreciere că s-a făcut ce trebuie, chiar așa am scris. Pentru că alternativa, desigur, era dezastroasă și lovea în interesele membrilor noștri. Resto nu va, nu va um, um, eroda niciodată interesele membrilor săi. Interesul nostru primordial este cel al membrilor Resto în afară și de al tine, destinației. În afară A? de tine, Corina, cine-și mai dorește președinția acestui om Uh, înțelegem foarte clar din orice întâlnire am avut că primăria Constanța își dorește președinția acestei. Uh, Au nominalizat acestei. o persoană nu. care să. O nu, ocupe dar funcția am obținut asta. iarăși o luptă la care am ținut foarte mult și am câștigat. Și domnul Ionuț Rusu, care a participat prima oară săptămâna trecută la o întâlnire pe acest subiect, pentru că dânsul acum are acest, uh, această tema a în atribuții, i-am reamintit chiar eu și a fost nevoit să recunoască că ultima negociere a noastră s-a terminat cu persoana care va fi mandatată de primăria Constanța să devină președinte să fie avizată de cele două patronate, așa cum erau negociările atunci, trei. nu și trei la patronat, acum trei, să fie avizată pentru că trebuie să aibă expertiza și experiența necesare. Va fi o numire sau va fi o alegere în funcția de președinte? Noi vedem în ultimele în fiecare draft de statut din partea primăriei Constanța se vorbește despre va fi numit prin ordin, prin hotărârea primară. Pentru că au luat exemplul de la Consiliul Județean cu asociație de dezvoltare unde avem o doamnă președinte, Ana Maria Vătămanu despre care nu știm cum a ajuns în funcție pentru că nu ne-a spus sunt curioasă, pentru că, că, că nu ne-a ne spus și... dar știm că a fost numită. Dar dânsa să știem, mă întreb că va fi necesar și obligatoriu să avem un OMD județean? E posibil să-și dorească... Toate OMD-urile din posibil, județul e Constanța e vor posibil, forma cu Consiliul Județean e posibil să intri în competiție cu doamna Ana Maria Vătămanu, o doamnă care a fost aici pe canapeaua verde îmbrăcată, nu mă tem de competiție. îmbrăcată, în alb ca și tine. Da? Pentru că nu știu de ce mă vedeți pe mine atât de negru încât simțiți da. nevoia să e vă îmbrăcați în alb. negru, ne-am gândit că ești negru. A, asta e întotdeauna e gândirea asta. Eu sunt la negru. Ok, eu sunt la ne negru. Mi place albul întotdeauna. Eu sunt la da. negru și mi asum asta, dar vei intra în competiție cu doamna Ana Maria Vătămanu, care sens? primește atenție prin asociațiile de dezvoltare durabilă mm -hmm. județului Constanța, cu membrii UAT Constanța și UAT județ, 5 lei de la fiecare Cetățean al județului pe an. Asta înseamnă undeva la 2 milioane jumătate de euro în următorii 4 ani Foarte pentru scriere interesant. de proiecte. Iată, veți fi două femei puternice care veți intra într-o competiție. Ești pregătită uh, pentru competiția doamna asta? Doamna Vătăma, nu trebuie să afle. Noi am încercat să explicăm domnului Lupu, dar nu am reușit niciodată. Restul nu s-a putut întâlni cu domnul Lupu. Nici uh, eu am putut Încercăm să, să explicăm Lupu. că va fi obligatoriu OMD-ul județean. Întregul buget, atenție doamna Vătămanu, dacă ne va urmări, va afla acum că întregul buget al județului Constanța care trebuie alocat pentru turism va fi introdus în OMD-ul județean unde Consiliul Județean Constanța va fi membru împreună cu OMD Constanța Mamaia, OMD Mamaia, Nevodari, mai exact, OMD Eforie, OMD Mangalia, OMD Costinești. Noi acolo vom fi la vot. Am înțeles, numai că uite, doamna Vătămanu deja prin Asociația de Dezvoltare Durabilă deja da, face înțeles. promovare turistică. Tocmai ieri, ieri am văzut ieri am văzut, ieri am văzut în toată presa cum așa. fotografiile furnizate de ADD cu doamna Vătămanu care arăta spre Dunăre, undeva în zona Hârșovei. A fost aleasă deja um, a fost ales locul în care va fi, va fi peste cine știe cât timp construit un port pescăresc. Deci vom începem să facem turism și prin ADD. Sunteți din ce în ce mai mulți oameni care promovați turismul în Dobrogea. Da, eu am mai pus întrebări despre această asociație, <coughs> încercând anul trecut să ajungem la domnul Lupus, să-i spunem că va trebui să facem OMD-ul. județean, ceea ce a fost asociația litoral și apoi litoral Delta Dunării, pentru că o să vezi că o să vorbiți și de OMD regional. Dar, mi s-a spus la un moment dat, de la distanță, că de turism în județul Constanța se va ocupa această asociație. Deci, iată, asta deja e... competiția... Asta e pe lângă competiția, ceea ce iese chiar acum în, în ordonanța despre care vorbim. Competiția este on, dacă e să parafrazăm no da, dar logo, este nou logo, noul logo al municipiului Constanța, it's constanța, on stanța, sau it's Constanța, it's on. S-a lansat Domnul un rusul. logo al orașului Constanța. Nu-i văzut Serios? logo cu it's constanța. on stanța? Nu, eu am păi văzut de asta, ceva asta despre care n-am înțeles nimic, Asta e și, asta nimic, e și mesajul sincer... pe care ți-l imprimăm pe tricoul pe care ți-l fac cadou. Constanta, pentru că aveam un țâp pus pe mașina mașină Cos de porni, Constanta it's, it's one, pentru înțeles. că ne spunea <laughs> ieri domnul viceprimar rusul despre care da. vorbeai, că acel logo de fapt înseamnă Constanța is on. Domnul rusul nu e corect în engleză, corect este Constanța is on, it's adică on. e pornită da. și e cu motoarele înainte și gata, am, am luat-o da. de coarne și i-am dat drumul da. Constanței. <laughs> Și cam asta e ideea. Deci, nu, nu, eu cred că... O competiție e on între tine este și doamna on. Vătămanu. Da, eu, Sincer, eu am asta... să vorbim, eu minister 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 să de, box. de turism cu doamna Vătămanu, atât tot, că eu nu o să intervin în alte probleme. Prima dar dată când turism faceți... și, și aeroportul Constanța, aceste două teme sunt două teme la care nu renunț, și nu renunț, nu eu, Corina Martin. Prima dată când vreau să, da? să purtați o discuție pe temele astea, vreau să organizez eu, aici, la Constanța. Dar TV, eu abia aștept prima să port o discuție între Corina discuție Martin și, și, și Ana Maria Vătămanu. Nu, cu Ana Maria Vătămanu, vreau să vă văd față în față. Vreau, eu vreau să vă transmit, doamnei Vătămanu, că toate celelalte asociații județene de promovare și dezvoltare a turismului, adică asociațiile litoral din țară, la multe am contribuit de la început la inițiere, pentru că statutul Asociației Litoral Delta a fost, de fapt, cel care a stat la bază, toate actele noastre au circulat în județe. Vreau să știe, doamna Vătămanu, că toate bugetele Consiliului Județene, Sibiu, dau un exemplu, Bihor, Covasna, să vă dau un alt exemplu, Timiș, vă dau un alt exemplu, doamna Vătămanu, toate aceste bugete sunt cheltuite nu de Consiliul Județene, și de asociațiile lor de promovare și dezvoltare a turismului, în care Consiliul Județene este membru. Și atât. Corina Martin își arată mușchii. Doamna Vătămanu, a văzut mușchii, arătați-vă dumneavoastră mușchii turistici. Ne vedem la și ai promovari. Da. Vei fi sau nu președintele omd simți în momentul ăsta sau ce evaluezi că se va întâmpla? Eu uh, nu cred că am cum să fiu președintele OMD-ului pentru că primăria Constanța, așa cum văd eu lucrurile acum, nu va renunța la a-și numi un om de care este sigur că va vota așa cum dorește. Eu, vei ă... fi omul care va pune presiune pe acel președinte al Omed de Constanța. deja de anul trecut, de aceea nu există încă Omed Constanța Mamaia, pentru că am așteptat ca lupta noastră de la București să roade ceea ce s-a întâmplat astăzi. Ce mai și am fost bani. atât de sigură pe acest rezultat pentru că toate organizațiile din turismul românesc s au aliat și ne-am susținut la București punctul de vedere. Astăzi am transmis primăriei Constanța rezultatul acestor acestui format. Am spus primăriei Constanța anul trecut că nu sunt de acord și iată că nu s-a întâmplat, să facem un OMD pe o lege proastă care este în curs de modificare și noi avem grijă să se întâmple acest lucru. Și s-a întâmplat. Îl vom face pe ceea ce a ieșit și iese da, de pe circuitul acesta de avizare în scurt timp. Ne vom lupta pentru interesele operatorilor privați, dar în primul rând pentru destinația Constanța Mamaia. Acesta este interesul resto în acest OMD. Și, bineînțeles, că, evident, fiind bani publici, fiind taxe plătite atenție de operatorii noștri, de turism din Horeca, avem pretenția aceasta să știm cum se cheltuiesc acești bani și să luăm deciziile cele mai bune. Dacă există dialog din partea primăriei Constanța și oamenii potriviți pentru a avea acest dialog, avem toată deschiderea. Noi nu spunem un nu de aceasta în prezența negocierii. Dacă însă lucrurile nu vor evolua așa cum trebuie, restul o face frumos un pas în spate și ne asumăm chiar da? să lăsăm pe cei care cred că sunt mai buni specialiști. Să se spele cu ea pe cap, exact. pe exact. românește. A declar că acest în lucru în și mi-am mi pentru că, vorbim... că știu ce vorbesc în numele Consiliului Director Restor. Noi am luat deja această decizie. Anul trecut, când am vorbit tot în perioada asta anului, erai foarte nemulțumită de planul de evenimente pentru Mamaia, pregătite pentru Mamaia cu implicarea primăriei Constanța. Da. Ce se întâmplă în 2022, în vară în Mamaia? Există evenimente organizate de primărie care să atragă turiști? Pentru că omd nu funcționează, clar altă promovare nu e, decât asta a primăriei. E sau nu e? Am întrebat săptămâna trecută pe domnul Ion Luț Rusu și pe Mihaela Popescu, cea care conduce direcția de evenimente turist-cultură, așa se cheamă acum Exact aceasta a fost una dintre întrebările mele. Înțeleg că vom primi această listă mă opun de foarte mulți ani acelor evenimente pompieristice organizate de Primăria Constanța, anunțate cu trei zile înainte, evenimente care niciodată nu o să atragă turiști, pentru că un eveniment care să se aducă turiști în destinație nu se anunță cu trei zile înainte. Deci azi 19 mai, adică da. a, cu un sezon aproape început, dacă nu cumva a și început, a și început. nu avem o listă de evenimente da. pentru tot restul Ceea ce că avem nu nevârsi. exista la Asociația Litoral Delta Dunării, la Târgul de Turist din februarie în fiecare an, Asociația Litoral lansa calendarul de evenimente. Evenimente, gândit cu toate primăriile, bineînțeles, cu Consiliul Județean, de ce? Toate, toate agențiile de turism prezente la târg primeau acest calendar. Vânzările erau în funcție de evenimentele noastre și acesta este cursul normal. Am văzut că asta a făcut în săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, Asociația Nord-Delta Dunării care da, este o asociație tot da, la fel de promovare și care da, a lansat în calendar de. În momentul în care n-am mai existat de delta Droni, delta a trebuit să reorganizeze să se și au format singur. exact, absolut, mi se pare normal, preluaseră bunul nostru uh, model, modelul de bune practici, au înțeles ce au de făcut, foarte bine, asta fac, îi ajutăm și noi, îi sprijinim și suntem alături. Ei au un calendar de evenimente, noi până în momentul ăsta, în afară de Nevărsii, care se va întâmpla în Constanța. Și care vine pentru că îl fac băieții de la Cluj. Și nu prea că... știm ce se da? întâmplă, nu? În este, anul ăsta. da, și noi am pus o problemă, faptul că nu sunt suficient de mulți agenți economici din Coreca din Constanța la nevărsi. De exemplu, ne-am fi dorit ca primăria Constanța să se bată mai mult pentru ca mai mulți operatori Coreca din Constanța să aibă loc în nevărsi. Mi se pare o chestiune uh, nu, pentru care primăria ar trebui să se bată în într-un anumit format. Nu, nu, nu ne mulțumește acest lucru, dar cel puțin suntem mulțumiți de faptul că avem acest eveniment și că el se poate desfășura. Deci luăm partea bună. Hai să ne oprim cu OMD-ul, ne-a ocupat mare parte din emisiune. Vreau să te mai întreb un lucru și vreau să discutăm despre asta. Um, Candidez la primăria municipiului Constanța în 2024? Mă gândeam că o să primească această întrebare. Mai cum să nu primești întrebarea asta. Este o decizie... Doar știi, a spus domnul Felix Troia aici pe canapea. Am tu și eu. Horia Constantinescu i-ați furat voturile lui de Decebal Făgădău. Eu n-am furat nimic. Cui, vo... Cui voturile în furat 2024, nimic. Corina? Și vreau să mai spun încă o dată. Am candidat uh, printr-o campanie proprie, zi de zi, pe stradă. Am avut zile când am făcut câte trei cartiere. Numai eu știu ce a însemnat să fii pe stradă cu echipa mea în fiecare zi. Mie mi-era foarte clar că de ce Balfăgădău pierde alegerile. Nu știu de ce a fost o surpriză. Cine ar fi venit în stradă ar fi auzit ce am auzit eu. Eu am candidat pe stradă spunând nu votați Făgădău, nu votați Telian Ion, nu votați Virgil Chițac, votați Corina Martin. Pentru toți cei care au crezut că am făcut jocul cuiva, că am avut vreo înțelegere cu cineva, încă o dată am să spun, am cerut voturi pentru mine, convinsă fiind că știu ce am de făcut, ca să dezvolt și să promovez acest oraș. Să folosesc chiar exprimarea pe care a avut-o domnul Felix Troie. Doar nu o să credeți acum că Horia Constantinescu și Corina Martin Chiar au crezut în steaua lor că vor avea. Eu chiar am primari. crezut și cred în steaua mea. Atenție. Dar am spus și atunci și spun și acum. Eu am făcut o încercare în politică ca să înțeleg ce înseamnă o campanie electorală. Știm foarte bine că nu veneam din această, din această da? lume, să spun așa. Eu a trebuit să învăț și asta am făcut. Eu mi-am asumat că nu am cum să câștig alegerile la prima mea încercare. Am dovedit însă că sunt un om serios. Că mi-asum acest curaj, pentru că nu știu de ce a părut un curaj, dar mulți mi-au spus că am avut mare curaj. Totuși, nu mi-a răspuns la întrebare: candidez în 2020 păi, Lasă-mă să ajung la acest răspuns. Sigur că analizez de atunci, în continuare. Ceea ce am făcut bine, ceea ce trebuia să mai fac, ceea ce aș avea de făcut în continuare. Lucrurile sunt însă în mișcare în întreaga lume, evident și în România, și normal și în Constanța. Toată această pandemie a dat peste cap orice fel Corina, de planuri. o să da? adorm. Da sau nu? Nu, nu o să adormim. Analizez foarte bine și cântăresc foarte bine da această decizie nu? și nu am luat încă o hotărâre. Alb sau negru, da sau nu? Nu am luat Bogdan Bola, o forța dreptei, fost PNL, a anunțat pe canapeaua asta că va candida. Puțin îndoit, dar spune că va candida. E, mie, aș vrea să vreau în ceva. canapeaua asta verde să aud toate anunțurile de candidaturi pentru 2024. Că aveți steaua voastră pe cer sau nu, eu, eu vreau să le aud aici. În steaua mea și în misiunea mea. Și uh, dovedesc prin muncă și prin rezultate, dar, repet, nu am luat această decizie. Eu cântăresc foarte atent. Eu cred că uh, trebuie să înțeleg mai întâi, și nu sunt un om irresponsabil, trebuie să înțeleg întâi ce își dorește orașul, ce uh, așteptări au oamenii și dacă aștept chiar... să se erodeze în continuare tot ceea ce se întâmplă acum, îmi dă un tablou care este al realității, sincer vorbind. Ce aștept da? să se erodeze. Să se erodeze ce? Eu Voturile că... actuale administrații. Îi aștept să se lovească singur cu Tesla în proverbialul Tsurloc. Da, nu e normal ca odată ce este ales un primar și un partid care domină Consiliul Local să vedem și să urmărim cu toții rezultatele? Este absolut firesc. Sunt cetățean al Constanței ca și. Știu tine. că ți-am pus o întrebare grea în momentul ăsta în care tu porți negocieri pentru președinția acestui OMD. Dacă spui da, e logic că în momentul respectiv te asiguri că nu mai ești președintele OMD. Tocmai de-aia ți-am și pus întrebarea. Știu că a fost o întrebare grea. Tu spui nici da, nici nu, pentru că vrei în continuare... În primul rând când ta... aud că eu negociesc pentru președinția OMD. Crezi este in... pentru prima oară când aud acest lucru. Uite, vezi? Breaking news. Îmi place să spun da? breaking news. Corina Înseamnă Martin negociază. pentru președinția că primarul când Corina Martin... Eu nu cred asta. Eu nu cred asta. Îți spun sincer. Deci nu crezi în steaua ta? Dată, eu sunt un om profesionist. Eu am dăruit Constanței. Ești un politic doar Eu din 4, am adus Constanței, eu nu am luat un leu. Da? Eu voi, uh, voi uh, reprezenta Restul Constanța, nu pe Corina Martin. Mă îndoiesc că primăria Constanța. Candidează va Restul avea Constanța în la primărie peste Candidează Restul Constanța la primărie peste patru ani? Dacă reprezintă <laughs> Restul eu Constanța. Eu cred că orașul Constanța merită o primar. Un primar care să vină din domeniul uh, turismului. Acest oraș poate are resursele Uh, să devină o perlă, o bijuterie într-adevăr a industriei ospitalității din România și a Mării Negre. Cine din industria turismului crezi că ar putea să îndeplinească cu succes funcția de primar al municipiului Constanța? E o întrebare foarte grea. Nu am identificat în acest moment o persoană care, din punctul meu de vedere, să fie primarul potrivit. Dar ar fi bine ca din industria turismului să vină primarul femeie îmbrăcată în alb de pe canapeaua verde de la Constanța TV <laughs> în, în funcția asta în 2024. Nu cum să afli un răspuns de la mine, un la... răspuns pozitiv de la mine, nu, am aflat. Am luat această l am hotărârea. aflat. Imediat după emisiune Breaking în... News, Corina Martin candidează dar nu recunoaște Eu n-am spus asta pentru că încă o dată da, nu spus. foarte Candidez, dar nu recunoaște. asta spun și eu. E foarte clar pentru mine. Emil, ce pot să-ți promit, este că, repet, voi continua să dăruiesc Constanței și țării mele, așa cum am dovedit în acești ani. Eu în fiecare zi am dat. Nu am luat un capăt de ață, un leu 0 lei 50, niciodată. Eu știu ce pot să fac. Eu sunt un om extrem de devotat și de dedicat. Pentru mine ora de muncă încă nu are 12 ore, ziua nu are 24 sau 12 sau câte vrei tu de ore. Pentru mine nu există, nu se poate. Sunt un om care este locomotivă, tank sau ce mai vrei tu, cum mai vrei tu să mă numești. da Führer, cum mă numește colegul meu, dragul și Anastasiu. Deci sunt pur și simplu buldozer. Dacă trebuie să fac ceva pentru orașul acesta, eu nu voi pregeta să fac. Asta însă nu înseamnă, repet, că am luat o hotărâre pentru că dacă aș fi luat-o aș fi prima care să vină aici la tine pe canapea și să declare în emisiunea ta și te asigur că dacă voi lua această hotărâre după ce voi analiza, repet, foarte bine, după ce voi cântări care sunt, da, care sunt echipele, care este echipa, care este drumul pe care să să, să să ajung ca să fac asta atunci voi face acest anunț public. În acest moment nu am luat nicio hotărâre. Analizez foarte bine, văd ce se întâmplă în orașul meu, mă minunez de tot ceea ce se întâmplă. Îmi urmăresc foarte bine da, minusurile, plusurile din tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, ca și simpli cetățeni și observatori, să spunem așa, în constant. Care sunt plusurile? Spunem două plusuri. <gântu -i> Nici nu știu dacă aș putea să Minusurile că, le știm cu toții, eu caut plusurile. caut stim. plusurile. Mi-a spus domnul Mândilă Întreabă-mă, te rog, ce mă supără cel mai nu, tare nu, la asta știm cu toții ce ne supără. Domnul Mândilă mi-a spus niște plusuri. Un gard la școala 29, un centru de vaccinare și Serios? încă ceva. Da? Și încă Asta, asta mi-a mi spus lista? domnul Mândilă. A zis, Foarte am făcut... Puțin. Un gard, am făcut un centru de vaccinare și am făcut. Am și uitat ce. tu ce vezi bun. Orașul acesta nu este condus cu suflet și eu aș spune cuvântul dragoste, nu știu de ce, da, poate să pară din afara politicii, din afara administrației, din afara... Dar trebuie să, trebuie să iubești orașul ăsta. Ca să poți să fii cel mai bun primar, acela care crește orașul, care dezvoltă orașul, care înflorește orașul, care ridică orașul, trebuie să iubești acest oraș. Nu iubește Virgil Chita Constanța? În niciun caz nu are aceleași valori și aceleași, da, același nivel de, da, de, de interpretare a acestui termen precum îl am eu. Înseamnă că e reciproc. Nici Vergil Chițac nu iubește Constanța și nici Constanța nu prea pare că îl mai iubește pe Vergil Chițac. Sincer, îmi pare rău că se întâmplă asta. Eu mi-aș fi dorit ca cetățean al Constanței să avem creștere în orașul Constanța în ultimii doi ani, ceea ce din păcate nu s-a întâmplat. Și totuși, nu găsești niciun plus? Încerc, vreau. Nu mă străduiesc, îmi doresc vreun. să identific plusuri și eu îmi doresc. Și doresc. le Când voi arăta spun? cu toată deschiderea plusurilor. Încă o dată spun, îmi vedea. iubesc orașul. Aș fi primul om care să vină să spună sunt mulțumită de ce se întâmplă în Constanța. Avem un primar foarte bun care iubește orașul, care uite ce a făcut în doi ani. Nu pot să spun acest lucru. Nu pot să spun acest lucru. Mă străduiesc de câteva minute să-ți dau un răspuns la cele două plusuri, dar nu le-am găsit. Minutele astea se puteau opri și rezuma la un, nu știu. Foarte simplu. Că vorbeai de ora de muncă. Vorbeai de ora de muncă. Ora mea de muncă la emisiunea asta se cam termină. Și pentru că, oricum, am putea să continuăm încă 5 ore. Promit că o să ne vedem mai des, că avem multe de discutat. Deocamdată îți mulțumesc pentru prezența de astăzi. Am lămurit treaba cu OMD-ul, am mulțumesc. început meciul de box cu doamna Vătămanu, am stabilit că nu există așteptăm, plusuri da, așteptăm replica, bineînțeles da, și dacă da. va exista o dezbatere, doamna Maria Vătămanu dacă vă uitați la emisiunea asta, așteptăm să ne transmiteți, dacă vreți o dezbatere și eu aștept cu invitația în, la în dezbaterea, în dezbaterea cu doamna, doamna Vătămanu pe de nu vă așez pe amândouă pe canapea <laughs> pentru că deja pentru mine ar fi foarte greu să vă fac fața amândurora. Um, dar da, am nu stabilit niște aici. lucruri importante Îți mulțumesc încă o dată că ai venit în misiune Să ne vedem cu bine Succes cu OMD-ul Doamne ajută, mulțumesc frumos Și mulțumesc. în cântărirea deciziei de a candida în 2024 Da, chiar analize. Sincer, nu am luat această decizie Pentru că trebuie să te vrea orașul Trebuie să înțeleagă orașul ce ai tu de oferit Atenție, am spus, cred, un lucru Care va cântări în decizia mea foarte mult Orașul trebuie să te primească ca primar Orașul trebuie să te vrea Asta înseamnă în continuare să înțelegi ce vrea orașul tău, ce vor oamenii tăi. De asta este nevoie pentru un primar, ceea ce din păcate acum nu se întâmplă. Încă o dată îți mulțumesc, Corina, pentru Dumale prezența dragi. la Constanța TV. Ați auzit? Dacă o vreți primar pe Corina Martin, spuneți Corina, te vrem primar. Trebuie să te vrea orașul. Orășeni, Constanțeni, cereți omului pe care îl vreți primar să vină să vă conducă spre vremuri mai bune, eventual. Dacă v-a plăcut emisiunea, un like și un share ne ajută și pe noi să ajungem la cât mai multă lume, între alb și negru, dacă există, să căutăm puțin echilibru, dacă nu, să-l readucem. Ne vedem și săptămâna viitoare, joia, pe la ora 9 seara. Vă mulțumesc mult!